Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Revenirea la energie electrică de la Cuciurgan este un avantaj pentru Republica Moldova sau, din contra, reprezintă un dezavantaj? În cadrul emisiunii Reflector Analitic de astăzi vom încerca să răspundem la această întrebare. Invitații ediției sunt Sergiu Tofilat, expert economic, bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și Alexandru Camarov, consilier PSRM în CMC, bună seara și bine ați venit! Bună seara! Domnule Tofilat, vreau să încep cu dumneavoastră. Și ieri, în cadrul unei conferințe de presă, v-ați exprimat punctul de vedere raportat la acest eveniment, mă refer la revenirea la energie electrică de la Cuciurgan. Haideți să vedem, este un pas reușit pentru Republica Moldova? Da, ar fi bine întâi să explicăm telespectatorilor cum stau lucrurile cu partea de aprovizionare a Republicii Moldova cu energie electrică. Deci, tot ce consumă Republica Moldova, toată energia, doar 20% este asigurată prin generare locală. Avem CET 1, CET 2, CET Nord și alte câteva surse de generare a energiei și noi putem asigura prin resurse interne doar 20% din consum. Restul 80% trebuie să luăm din exterior. Și avem în acest sens doi furnizori. Este partea ucraineană și avem contract semnat la 1 aprilie cu DTEC Trade. Și este centrala termoelectrică moldovenească, centrala Cuciurgan, cum îmi spune, sau Moldavska Egres, pe partea transnistreană. Acum, pe parcursul ultimilor 25 de ani, autoritățile noastre ne-au tot informat că noi am luat energie mai ieftină din Transnistria, numai că în rezultat noi ne-am ales cu o datorie la gaz de 6,5 miliarde de dolari. Pentru că, și asta era la situație din noiembrie 2016, pentru că în Transnistria, la Moldavska Egres, energia se produce pe bază de gaz și acest gaz nu se achită, iar Moldova Gaz, în care Republica Moldova tot are cot parte, înregistrează datorii către Gazprom. Deci, practic, prin această schemă de procurare a energiei, noi nu numai că acumulăm datorii la gaz, dar și subvenționăm, finanțăm regimul separatist de la Tiraspol, deci separatismul la noi în țară, pentru că banii care încasează centrala termoelectrică pentru energie includ și o parte din cost a gazului, iar acești bani nu ajung să fie transferați către Moldova Gaz, ca noi să-i plătim către Gazprom, dar ajung direct în bugetul transnistrian. Haideți să vedem punctul de vedere a domnului Camarov, după asta revenim ca să continuăm punctul de vedere. Este un pic altă predstavlere, dacă poate începe de la că Moldova, ca un organism, ca și a fost Moldova, все сети развивались, все генерирующие мощности, и все сети развивались как единый организм. Молдавская ГРЭС была построена для удовлетворения нужд Молдовы, и все линии электропередач, высоковольтные линии электропередач, 330, 220, 110 киловольт, распределялись таким образом, чтобы каждая точка Молдовы могла иметь надежное, резервированное с разных сторон питание. Было построено, в первую очередь, в Молдавской ГРЭС 10 блоков по 200 мегаватт, это 2 миллиона, из которых 600 отдавались на Болгарию. И остальное шло на Молдову, но поскольку не хватало, построили пятую очередь, еще два раза по 200, вернее, парогазовые установки, по 240, и получилось итого 2,5 миллиона. Поэтому я хочу обратить внимание коллег и зрителей наших, слушателей, что энергоснабжение от Молдавской ГРЭС – это наиболее надежное и наиболее правильное в случае безопасности, надежности и сохранности оборудования в плане защиты, отстроенности, защиты и так далее. Поставки с Украины, если мы вернемся к этому, они в плане надежности намного сложнее. И если будет время, я расскажу и этот аспект тоже. Да, дальше. Да, ну и вместе с тем задолженность. Я прошу прощения, Сережа, последнее. Значит, задолженность. Это такой политический момент, но я знаю, что по моей информации, и вчера господин Юрку, замминистра, подтвердил, что данный газ, который идет на выработку электрической энергии, не учитывается в общем балансе газа, который значит, в плане выработки электроэнергии, которая поступает в Молдове. Поэтому говорить о том, что у нас идет двойная плата в плане именно вот этой части выработки, я бы не стал. Это неправильно. Вырок, ну, да, я еще нам с Фюди Аккорд. Дальше, am văzut azi și afirmațiile președintelui Igor Dodon, în acest sens, precum că gazul care îl consumă în regiunea transnistreană nu este trecut la datoria Moldova Gaz. Acest lucru este un fals. Și dumnealui, ca fost ministru al economiei,
și Ministerul Economiei are delegați oameni în conducere la Moldova Gaz, delegează președintele Consiliului de Administrație, 2 oameni din 6 în Consiliul de Observatori, 2 oameni din 3 în Comisia de Cenzuri. Lucrul ăsta poate fi verificat. Ministerul Economiei foarte bine cunoaște care e situația de la Moldova Gaz. Și dumnealui cu atât mai mult. Deci, în primul rând, este scrisoare de la Ministerul Economiei. Haideți să arătăm telespectatorilor ca să vadă și ei. Ea este și pe site-ul Ministerului Economiei pe 30 octombrie 2015, unde Ministerul ne comunică că, de fapt, gazul în regiunea transnistriană este livrat în baza contractului semnat dintre Moldova Gaz și Tiraspol Transgaz. Da? Deci tot gazul care îl consumă regiunea transnistriană, inclusiv pentru producerea energiei electrice, este livrat de Moldova Gaz. Respectiv, Moldova Gaz înregistrează datorii către Gazprom. La momentul de față, ele depășesc 6,35 miliarde dolari. Asta e una. Doi, dacă noi nu avem încredere în informații de la Ministerul Economiei, eu am aici raportul Gazpromului pentru 31 decembrie 2016. Dacă deschidem pagina 76, deci este indicat că datoria Moldova Gaz către Gazprom, deci aici raportează Gazpromul, la 31 decembrie constituie 343 miliarde ruble la cursul din data respectivă, am aici cursul oficial, la cursul de 60 de ruble pentru un dolar, datoria asta era de circa 5,6 miliarde dolari. Deci tot ce consumă regiunea transnistriană, tot gazul care îl consumă centrala de la Cujurgan este trecut ca datorie la Moldova Gaz. Și lucrul ăsta nu ne se spune și de fapt noi când procurăm energia de la centrala Cujurgan, noi plătim doar o parte de costuri, pentru că suplimentar la factura pe energie ne vine și factura pentru gaz. Și lucrul ăsta nu ne se comunică, deci autoritățile ne induc în eroare. Domnule Comarov, Eu bă хотел вот этот момент затронуть. Значит, мы как бы вот в тему, значит, газ. Я знаю, что по моей информации Молдавская ГРЭС затратила за последнее время более 200 миллионов евро на восстановление блоков. Они восстановили 6 блоков, часть из которых угольных. Сегодня станция опять, кроме газа, может использовать уголь, который, ну, на сегодняшний день является наиболее дешевым для производства электрической энергии. Значит, что они используют, какой газ, какой датируемый, значит, фирмы могут использовать, как давать, давальческие светрубы и так далее. Я знаю, что газовщикам оставляют. Я бы не стал туда вмешиваться. Я бы вообще начал разговор о том, что, в принципе, повторяясь, поставка с Молдавской ГРЭС наиболее правильная, и она дешевле на сегодняшний день, чем предложила Украина. Особенно с тем, что мы знаем, что атомные блоки на Украине сегодня снизили свою нагрузку. Там есть, можно туда опереться, есть у меня информация, нужна ли она, не нужна. Угольные станции базово позакрывали, цены на электрическую энергию растут. Электроэнергии не хватает, значит, в прошлом году, летом, Одесская область или НЭК «Украэнерго» просил на юг дополнительно от Молдавской ГРЭС 600 мегаватт мощности. То есть ее просто не хватает. И было заключать сегодня один контракт с Украиной, которая живет очень напряженно, это в любом случае неправильно. Значит, всегда правильно заключать из двух сторон по надежности и уже смотреть, что дешевле, какие объемы, и договариваться. Это наиболее правильный путь. Но базовое заключение, я не на стороне Молдавской ГРЭС, мне как бы неинтересно. Может. Но там действительно, вот я как энергетик говорю, что вот если брать по надежности, в данном случае по цене, значит, а с задолженностью это должна решать Молдова ГАЗ, должна решать правительство, биться за то, чтобы ее там уменьшили, реструктуризировали. Дай бог разобраться с задолженностью нашей части Молдовы. У нас тоже бешеная задолженность, тоже с ней что-то надо делать. Da, da, domnul Tofilat, președintele țării astăzi făcea remarcă că în primul rând va fi fără intermediari și va fi mai ieftin. Da, deci întâi trebuie să facem o precizare. Deci eu am intrat pe site-ul la Moldavska GRES, am luat informația tehnică pe ultimii 2 ani de zile, 2016 și 2015. Deci 99,7% din materia primă este gazul natural. Deci centrala termoelectrică consumă gaz la producerea energiei. Acum, ce se întâmplă? La fiecare achitare de factură pentru... Deci tot ce achităm noi către centrala de la Cujurgan, o parte de bani rămân ei pentru cheltuieli operaționale, altă parte de bani pleacă, centrala achită gazul la un preț redus către
operatorul local, Tiraspol Transgaz. Acum, acești bani ajung în bugetul transnistrian și pentru ultimii 10 ani noi am făcut și un studiu, l-am prezentat, iată este aici, cu Idis Viitor, două luni în urmă. Deci în ultimii 10 ani, noi, procurând energie din Transnistria, am adus, am contribuit la bugetul separatist cu 1,26 miliarde dolari. Lucrul ăsta poate fi foarte simplu verificat. Aici sunt este informație privind structura împrumuturilor pe care le are bugetul separatist de la Tiraspol Transgaz. Sunt date în fiecare an câți bani ajungeau din așa numitul gazovii șot în bugetul separatist. Deci autoritățile noastre ne impun pe noi să finanțăm separatismul la noi în țară, pe de-o parte. Pe de altă parte spun că ei încearcă să rezolve problema transnistriană. Păi cum ei rezolvă problema dacă de fapt ne impun pe noi să finanțăm acest regim separatist? Asta e una. Doi, în principiu, având în vedere situația că la moment Republica Moldova poate cumpăra numai din două surse, Ucraina și Moldavskaya GRES, ținând cont de faptul că în Ucraina energia se produce în mare majoritate pe bază de cărbune și este un conflict în regiunea Donbass și există riscul noi să pierdem livrările, să rămânem fără energie, lucrul ăsta s-a întâmplat în noiembrie 2014, evident că este bine să avem cel puțin doi furnizori. Moldavskaya GRES poate fi o alternativă pe termen scurt într-un singur caz. Când din Ucraina vine un document oficial și Ministerul Economiei ne informează că, stimați cetățeni, este o problemă, Ucraina nu își poate onora obligațiile și noi suntem forțați, nevoiți, da, să luăm această energie de la centrala termoelectrică de la Cuciurgan. Dar, în același timp, dacă ne uităm la contractul semnat între Moldova Gaz cu Gazprom, iată, la pagina 17, este scris că, o să citesc chiar din rusă, că de fapt, оплата стоимости газа, поставленного Молдова газу для Тирасполь Трансгаз, может осуществляться предприятиями Приднестровье Газ, Импекс, Молдавский металлургический завод и предприятие Молдавская ГРЭС. Deci chiar în contractul cu Moldova Gaz, nouă ni se spune că de fapt, Молдавская ГРЭС poate să plătească direct gazul către Moldova Gaz. În rezultat, Energocom, dacă ar fi vrut și Ministerul Economiei, dacă ar fi vrut să acționeze în interesul cetățenilor Republicii Moldova, ar fi încheiat contract cu Moldavskaya GRES în felul următor. Băieți, vouă vă dăm costul pentru arderea gazului și producerea energiei, asta e aproximativ 17 dolari pentru megawatt, restul, costul gazului, îl transferăm direct de la Energocom către Moldova Gaz, ca să nu acumulăm datorii. Iată așa un răspuns și document oficial din Ucraina, pe noi ne-ar fi aranjat perfect. Între timp, pe termen mediu și lung, trebuie să dezvoltăm interconexiunea cu значит, piața românească. Я бы хотел сказать, что мы здесь как-то рассматриваем, ну, такое ощущение, что мы в прокуратуре сидим или где-то. Значит, сегодня Украина говорит, что мы не сможем поставлять такое количество электроэнергии. Но нет документа официального. Ну, хорошо, ну, значит, раз говорим, ну, ребят, давайте обвиним во лжи это самое. Здесь несколько по-другому. Я знаю, что не могут они такое количество поставлять. И мы это увидим, и это было понятно и 3 месяца назад. Второй момент, значит, поставка сегодня, как Сережа говорит, может случиться. Уже все это случилось, уже уголь не дают, уже станции все остановлены, уже проблема. Горячей воды нигде нет, электроэнергия стоит уже больше, чем в Молдове, хотя стоила треть. Случилось. Где набрать электроэнергию? Давайте обратимся к румынам. Возьмем там. Я посибил? Нет. Значит, к сожалению, у нас система работает в разных режимах, значит, взять с Румынии, чтобы было бы неплохо. Иметь третий источник питания. Но для этого нужны инверторы, как у нас в народе говорят, ставки постоянного тока, нужны линии, и тогда было бы это возможно. И в будущем это обязательно нужно в любом случае делать. Но сегодня этого нет. Значит, Румыния, как и мы, можем поставить на острова, незначительные острова, это выделение какого-то кусочка территории Молдовы, с обрывом всех связей от энергосистемы Молдовы, и подача одной линии туда электроэнергии. В случае дефекта линии, в случае чего-то качества, никто не гарантирует. И обратное возобновление подачи на этот участок потребует какого-то времени. Сложности не получается. Тем более, можно только юг обеспечить, а север вообще Румыния нуждается сам в электрической энергии, как таковой пока. Поэтому единственный путь сегодня, и я считаю, что и правительство правильно, и люди, занимающиеся министерством, правильно задумали, что нужно делать. Появилось это, тем более мы говорим, что нашли и компромиссную цену. То есть в любом случае всегда
повторимся, и Сергей, по-моему, со мной согласился, нужно иметь два источника. А чтобы люди работали честно, чтобы мы 2-3 раза не платили, ну, наверное, надо этим действительно заниматься. И если это происходит, то, конечно, люди должны нести свой крест, если это происходит. Acest proiect a fost posibil datorită întrevederii domnului Dodon cu domnul Rogozin? Значит, в любом случае, я думаю, что когда та же самая молдавская ГРЭС заточена в принципе на Молдову, вот буду, и она затратила 200 миллионов евро для того, чтобы Молдова получала надежное электроснабжение, ну, наверное, это не надо оставлять без внимания. И это нужно оценить, и в любом случае контракты должны быть больше или меньше. Это я не в министерстве, это нужно рассуждать. Но в любом случае это нужно. И было бы правильно об этом рассуждать с Рогозиным, без Рогозина, это уже другой вопрос. Если Григорий Николаевич затронул этот вопрос, я считаю, что именно сейчас это вовремя и это правильно. Если говорить по задолженности признания и непризнания долгов Приднестровья, это в конечном итоге Молдова. Никто не сказал, что это не Молдова. И если мы уже хотим залезть в политику, то мое мнение, конечно, правильно уже один раз объединиться и забыть правый, левый берег, и уже чтобы считали и указывать друг другу, как считать этот газ и не прятаться за столбами непонимания. Domnilor invitați, în calitate de moderator a acestei emisiuni, trebuie să fac o mică remarcă. La această ediție a emisiunii Reflector Analitic au fost chemați și reprezentanții Ministerului Economiei pentru a veni cu punctul de vedere, însă atât consilierul cât și cei din serviciul de presă au spus că nu ne pot delega nicio persoană care este în concediu, care este în deplasare și nu ne pot onora cu prezența. De aceea, domnule Tofilat, următoarea întrebare se leagă și de Ministerul Economiei. Oficialii europeni au cerut anumite explicații. Absolut. Da, deci aș vrea să fac și eu o remarcă. Ministerul Economiei și alte autorități, cu unele mici excepții, și președintele Parlamentului Adrian Candu, cu orice ocazie fug de discuții publice, de dezbateri publice, pentru că ei pur și simplu se tem. Deci autoritățile noastre se tem să iasă la dezbateri cu experți, cu oameni profesioniști care lucrează cu documente și lucrul ăsta trebuie să-l cunoască cetățenii. Pentru că la câte emisiuni nu mergem, niciodată ei nu vin. Bun, în primul rând, haideți să pornim de la următorul fapt. Nouă autoritățile ne spun, și președintele Dodon, și Ministerul Economiei, că iată, noi am încheiat un contract cu centrala termoelectrică de la Ciurgan, precum că ei ne oferă un preț mai bun. Da. Deci argumentul principal este prețul. De ce nouă nu ne se spune că ei nu plătesc pentru gaz și banii aceștia ne meresc în bugetul transnistrian? Eu vreau să pun o simplă întrebare. În calitate de consumator, ce se întâmplă dacă dumneavoastră nu achitați factura la gaz timp de o lună de zile? Vine Moldova Gaz și vă deconectează la gaz. Corect? Corect. Gazpromul, în toate rapoartele sale anuale, menționează că regiunea transnistreană nu plătește consumul de gaz și cu toate acestea ei continuă să livreze gaz, știind că gazul acesta nu va fi achitat. Dar președintele Dodon astăzi ne asigura că Republica Moldova nu va fi implicată în achitarea acestor datorii, deci, și se va găsi unele mecanisme, ne asigura că se va merge pe ideea sau cel puțin domnia sa eu am să finalizez gândul și revenim. Ideea, da. Da, ok. Deci Gazpromul conștient, cunoscând faptul că regiunea transnistreană nu plătește gazul, el continuă să livreze acest gaz 25 de ani. Înseamnă că această companie nu are interese economice. Eu așa înțeleg. Dacă tu cadonezi acest gaz, înseamnă că tu nu vrei să câștigi bani de acolo și nu ai interese economice. Interesele, de fapt, sunt altele, politice, de a menține sfera de influență a Federației Ruse aici în regiune. Asta e scopul. Acum, ca să revenim la ceea ce a spus domnul președinte, că nu are atribuții consumul în Transnistria cu Moldova Gaz, deci am explicat... Și va căuta o cale. A zis că poate este pus în discuție și înghețarea acestor datorii. Eu o să fiu de acord cu președintele Igor Dodon atunci când el o să ne arăte un document de la Gazprom, unde Gazprom garantează că el nu va cere sau iartă aceste datorii care, pentru consumul de gaz în regiunea transnistreană. Sau Gazpromul va încheia un contract separat cu Tiraspol Transgaz și poate să-l dăi gaz chiar și pe gratis sau la un preț mizer. Dar atâta timp cât acest lucru nu este, toate datoriile se acumulează la Moldova Gaz. Și vreau să amintesc că Guvernul Republicii Moldova deține o cotă în Moldova Gaz de 35%. Deci, este un patrimoniu care aparține și nouă cetățenilor Republicii Moldova. Și guvernul administrează această întreprindere prin acumulare de datorii. Cum el apără interesele noastre, a cetățenilor și a, în genere, a Republicii Moldova?
Asta e un comentariu care trebuie să-l facem. Acum, ce și ține de scrisoarea care au trimis oficialii europeni? Deci, noi vorbim, autoritățile, Partidul Democrat, da, ne spune despre integrarea în Uniunea Europeană, despre o piață liberalizată în, a energiei electrice și a gazului cu timpul. Da. Dar o piață liberalizată înseamnă concurență și înseamnă condiții egale pentru toți. Și în momentul în care noi admitem la tender o companie, în cazul dat Moldavskaya GRES, care nu plătește materia primă, nu plătește pentru gaz, evident că ea este avantajată. Deci oricare alt furnizor care plătește gazul sau cărbune, el nu poate oferi acest preț. Deci se creează niște condiții dezavantajate. Și noi nu putem vorbi de atragerea cărorva investiții ca să construim interconexiuni cu România, ca să scăpăm odată și odată de această dependență energetică de Federația Rusă. Deci despre asta este vorba, despre întărirea securității energetice, lucru la care autoritățile conștient nu vor să contribuie. Domnule Kamarov, cei 50 de eurocenți mai puțin care urmează să fie achitat, acest preț este justificat? Luați $5 la megawatt. Sau $5, da, cum zice domnul Tofilat, este justificat și raportat la credibilitate și la... Justificat, domnule. În ce măsură până la urmă rămâne a fi pus pe picioare de egalitate acești agenți economici? Deci, țina da, abasnovană. Значить, цена хорошая. Да. Надо сказать, что очень хорошая. То есть, если брать тепловые станции в городе Кишиневе, которые вырабатывают, работают в режиме когенерации и одновременно вырабатывают электрическую энергию и тепловую, и часть денег получает за тепло, примерно 50%, то есть, сама электроэнергия у них дороже получается, дешевле. Прошу прощения, электроэнергия получается дешевле. А на Молдавской ГРЭС неизбежно она получается дороже. Значит, цена газа, которая здесь, это самое, и цена, которую предлагают, ну, она как для суперсовременных парогазовых установок, и поэтому цена радует как таковую. Очень тяжело получить где-то либо подобную цену. Но я бы вернулся опять. Можно возвращаться к этому долгу, можно возвращаться, что кто-то из министров говорит неправду, значит, ради бога. Мы говорим, что сегодня Молдова без Молдавской ГРЭС будет нуждаться в электроэнергии. Будут производиться, ну, условно, веерные отключения, будут ограничения, будет цена совершенно другая. Потому что другого по этому пути нет. Это очень хорошее решение. Цена замечательная. Значит, нигде мы такую цену не получим, она только на суперустановках каких-то есть подобная цена. И то... Dacă este vorbim despre siguranța energetică a Republicii Moldova, prin acest contract ea este asigurată? Да, надо сказать, что Молдова потребляет, ну, я точно не могу сказать, в районе 1000 мегаватт в час, в принципе, зимой, летом больше, меньше. Yeah. Значит, Молдавская ГРЭС сегодня при наличии 6 блоков... 460, значит, 500, нет, 600. Это, нет, ну, летом 700, да. 800, зимой 1100. Да, оно колеблется. Ну, да, зимой нагрузка больше, у нас не такое кондиционирование. 6 блоков дают 1200 мегаватт. Приднестровье, ну, грубо 100, меньше даже. То есть она полностью обеспечит, у них еще пару блоков есть полуживых таких, тем более, что 70%. Всегда на Молдавской ГРЭС при этой схеме будет достаточное количество генерирующих мощностей для запитки нештатных ситуаций. То есть надежность полная, тем более, что и линии 330, 220, 110 кВт, которые соединяют все эти берега, они достаточно надежно будут снабжать любой регион Молдовы. В то время, когда поставки из Украины, один раз они были, по-моему, в 2009 году, вследствие гололедных нагрузок и так далее, было все порушено, были проблемы. И два раза мы оставались на случайном то, что Молдова удержалась, когда поставки были из Украины. Надо сказать, что, конечно, надо в том числе развивать и мощности в Молдове. Сережа сказал 20%. Ну, это зимой. Вообще по году 12% выработки собственной электроэнергии. А должно быть не менее 70-75 для надежности снабжения Молдовы. Сегодня мы не развиваем никак энергетику на углеводородах, хотя есть решение правительства о развитии Молдовы плюс на 400 мегаватт. Так же, как и солнечную электроэнергию, которая, ну, сегодня окупаемость получается 12-14 лет, а никто на эти условия не идет. Все встало. А блоки, которые мы имеем в Молдове, они, естественно, стареют.
приходят в негодность, и нужна срочная модернизация. Это нашей программе тоже надо иметь в виду. Да. Noi, dacă am atins subiectul cu Ucraina, aș vrea să fac câteva precizări. Deci, în primul rând, să spuneți. A fost o situație în 2014 în noiembrie, când Ucraina ne-a informat oficial, ne-a trimis un comunicat că, stimați vecini din Republica Moldova, Ucraina nu mai poate să vă asigure cu energie electrică pentru că este conflict în regiunea Donbass și noi nu mai putem extrage cărbune de acolo. Deci situația la moment în Ucraina, în 2017, diferă foarte mult de ceea ce era în 2014. În primul rând, Ucraina, de exemplu, în 2015, a procurat din Federația Rusă, de la Interrao, peste 2,5 miliarde de kilowatts. Asta e cam 70-80% din necesitățile Republicii Moldova. Deci ei liniștit și au acoperit deficitul de energie electrică procurând de la Federația Rusă. 1. 2. În 2014 exista o problemă cu prețul la cărbune, care este luat în considerație la calculul prețului la energie. Adică, centralele care produc energie pe bază de cărbune în Ucraina, nu le era convenabil să importe cărbune și să producă energie, pentru că cărbunele de import era mai scump decât cel din Donbass și legislația lor nu le permitea să introducă costuri alte. Acum, în Ucraina, anul trecut, a fost introdus mecanismul de formare a prețurilor la cărbune Rotterdam Plus, adică să ia prețul la cărbune la bursa regională, europeană, și centralele liniștit pot importa cărbune ca să producă energie în caz dacă se sistează livrarea cărbunelor din Donbass. Deci nu avem nicio confirmare a faptului că Ucraina este în dificultate și nu ne poate asigura cu energie. Din potrivă, eu m-am uitat zilele trecute, mai multe barje cu cărbune au venit în portul Ilicevsk și aprovizionează centralele cu cărbune. Alte surse spun că în depozitele centralelor din Ucraina există aproape 1,8 milioane tone de cărbune, ele funcționează liniștit. Deci nu avem o situație de criză și nu suntem forțați, nu ne impune absolut nimeni să cumpărăm de la centrala termoelectrică moldovenească. Eu sunt de acord cu faptul că, din punct de vedere tehnic, această centrală are un rol foarte important în regiune, pentru că, în afară de aprovizionarea regiunii Transnistriene, Republicii Moldova, mai este și zona de sud-vest a Ucrainei, Odessa, care tot depinde de balans, deci echilibru în rețea îl asigură anume centrala termoelectrică de la Cuciurgan. Nimeni nu spune că aceasta trebuie exclusă cumva din circuit, Doamne ferește, din potrivă, ea trebuie valorificată. Însă lucrul acesta nu trebuie să fie făcut în detrimentul cetățenilor din Republica Moldova. Autoritățile încearcă să ne convingă că acest preț este bun. Însă, acest preț nu este final. Deci, pe lângă ceea ce plătim noi, $45 pe megawatt către centrala de la Cuciurgan, vine suplimentar, se acumulează datoria la gaz. Am să aduc un exemplu ca să fie mai clar pentru telespectatori ce înseamnă asta. Spuneți. Deci, închipuiți-vă cu noi, cu dumneavoastră, vrem să construim o casă și am luat niște materiale de construcție pe datorie. Am găsit niște muncitori, ei au construit această casă și la final, la sfârșit, vin și ne spun, noi vrem să vă vindem această casă. Nu să încaseze banii pentru lucruri care l-au făcut, dar să ne-o vândă. Casa costă pe piață, zicem, 50.000 de euro și ei ne spun că noi vă facem o reducere de 10% și vă dăm cu 45.000 de euro. Și guvernul, adică, bun, guvernarea, Ministerul Economiei și toți care susțin acest lucru vor să ne convingă pe noi că, de fapt, asta este bine, că acești muncitori vor să ne vândă această casă care, de fapt, a fost construită din materialele noastre. Deci nimeni nu ne spune că o să vină furnizorul de materiale și o să zică, băieți, dar voi n-ați plătit factura pe materiale. Exact același lucru și aici. Noi procurăm energie, dar gazul nu-l plătim. Da. Haideți și atunci, vedem. Gazprom în orice moment ne poate pune factura pe masă cu 6,5 miliarde de dolari, acum deja e mai mult, e aproape de 7. Și în cazul dacă noi nu achităm acest gaz, ei ne deconectează. Stoparea livrării gazului a mai fost. Chiar în 2009, cel mai recent, a fost în ianuarie. Deci, despre acest pericol, autoritățile nu vor să ne vorbească. Domnule Cămărău, cine a luat această decizie de a semna contractul cu Tiraspol? Cum? În ce context? Ну, в любом случае, значит, договора у нас подписываются по 31 марта, как правило, и они, видимо, приравняли этот договор тому же к украинскому.
потому что заканчивается зима, понятны примерно объемы, которые необходимо заказать на следующий год, и смотрят условия контракта, которые были, смотрят новые цены и, значит, заключают контракт. Значит, по мне, если кто-то предлагает дешевле, дай бог, и 5 центов – это огромная величина, в принципе, она достаточно хороша. И таких цен, я повторяюсь, быть и не может. Дай бог, что они у нас есть. И дай бог, чтобы они были пролонгированы из года в год. Поэтому контракт хорош еще и тем, что в любом случае при наличии контракта с одной из сторон, если он действующий в рамках контракта, должны были прописать, я не знаю, что там прописывает Энергоком, но я знаю, что они должны были прописать в случае ничего и аварийные, и резервные поставки электроэнергии. И если контракта нет, и нужно говорить, что звонишь на Украину, и там говоришь, господин там Порошенко условно, или дайте мне, а на основании чего? А когда есть действующий контракт, значит, можно получить в аварийных случаях отсюда, туда, оттуда, сюда, в том числе и с Молдавской ГРЭС на Украину в случае каких-то экстремальных ситуаций. И у нас переток же там нету такой границы, что стоит там таможник. Эти идут перетоки, они свободно перетекают, счетчики контролируют и так далее. Поэтому два контракта – это очень хорошо. Domnule, e ușin nădiușă. Da. Domnule Tofilat, 70% din Transnistria și 30% din Ucraina. Din ziua de ieri, potrivit contractului, da? Da, deci încă la întrebarea precedentă ar fi bine să clarificăm câteva aspecte. Deci, în primul rând, haideți să determinăm, dar ce s-ar întâmpla dacă centrala termoelectrică de la Cuciurgan ar achita pe deplin costul gazului la preț de piață? Iată, prețul mediu pentru Republica Moldova e aproximativ $200 pentru 1000 de metri cubi. Reieșind din capacitățile tehnice a centralei de la Cuciurgan, ANRE-ul a comunicat că din 1000 de metri cubi se produc 3300 de kW de energie, deci 3,3 MW. Dacă împărțim $200 la 3,3 MW, vedem că numai costul gazului în prețul 1 MW este de $60. Dacă mai punem și costurile de procesare, cheltuielile centralei termoelectrice, ieșim la un preț de 75-76 de dolari pe megawatt. Și nouă ne vând cu 45. Ce înseamnă asta? De unde iau așa capacitate? De unde îi pot oferi așa preț? Dintr-un simplu motiv că ei nu plătesc gazul. Asta este. Și tot acest gaz, de fapt, se acumulează ca datorie la noi. Deci acest lucru trebuie să-l cunoască cetățenii. Acum ar fi bine să discutăm și despre cum a fost mecanismul anul acesta, tenderul pe achiziția energiei și cum era anii anteriori. Da, ce poate să la chiar moment, spuneți. Da, exact. În prezent și în toți ultimii 25 de ani de când activează, deci noi nu avem legislații cum se desfășoară tenderele de procurare energiei. Lucrul ăsta se făcea după ușile închise la discreția Ministerului Economiei. Ce dorea Ministerul Economiei, ce făcea? Ministerul este fondator la întreprinderea Energocom și Energocom semnează contracte cu cine în funcție de indicațiile primite de la minister. Anul acesta, în premieră, Secretariatul Comunității Energetice din Uniunea Europeană a venit cu o propunere, un ghid, niște reguli, cum ar trebui noi să desfășurăm acest concurs. Și în aceste reguli, asta este punctul 6.3, erau condițiile tehnice pentru cei care vor să livreze energie electrică. Da, să arătăm telespectatorilor. El este în limba engleză, dar mă rog, putem să-l arătăm. Da. Și un punct foarte important care l-a menționat secretariatul este la concurs fie admiși doar acei furnizori care plătesc materia primă. În cazul dat, Moldavska GRES trebuie să plătească, să demonstreze că ei plătesc pe deplin costul gazului. Acest lucru, deci acest ghid, de fapt, a fost aprobat prin ordinul Ministrului Economiei, 5 ianuarie, dar punctul ăsta cu achitarea materiei prime a fost exclus, intenționat. Și aici, apropo, asta ce înseamnă? Asta înseamnă că s-au creat special condiții ca Energocom să revină la contractul de procurare a energiei de la centrala termoelectrică de la Cuciurgan. Deci, iarăși, noi vorbim despre liberalizarea pieței, dar în realitate facem exact invers. Și încălcăm regulile care au venit, care au fost agreate cu partenerii europeni. Deci noi ne ștergem picioarele de aceste documente. Asta e unul. Doi, dacă ne aducem aminte, în ultimii 2 ani, 2015-2016, noi am procurat energie prin intermediul companiei Energocapital, intermediarul acela.
Acum trebuie să cunoaștem două chestii. Că există două scheme de intermediere. Schema clasică, când luăm produsul de la producător, zicem energie din Ucraina, punem deasupra un cent sau doi la kilowatt, da, și creștem costul artificial. Deci acest intermediar își reține o marjă. În cazul cu Energocapital era a doua schemă, când se fura nu adăugând deasupra la costul energiei, costul final al energiei, dar se fura din contul că nu se achită gazul. Și o parte de bani ajungeau în offshore, altă parte ajungeau în bugetul transnistrian. Acum, pur contractual, Energocapital avea contract de procurare a gazului de la Tiraspol Transgaz și avea contract cu centrala termoelectrică de la Cuciurgan doar pentru arderea gazului și producerea energiei. De ce, da, în cazul dat Ministerul Economiei și Energocomul, cel care a semnat contract, n-a discutat cu centrala Moldgres? Oameni buni, noi vă plătim costul de ardere a gazului, iar gazul propriu zis îl vom plăti către Moldova Gaz. Care e problema? Contractul cu Gazpromul permite acest lucru. Domnule Комаров. Я бы хотел сказать, добавить несколько слов. Я давно не занимался проблемой газа, но я знаю, что в России много цен на газ. Есть и поставщики оборудования для газовиков, есть поставщики труб огромного количества. Я знаю, есть люди, которым просто отдают часть газа и так далее. Я думаю, что если покопаться в недрах, если бы нам позволили сегодня получать газ не только от Молдова Газ, либо влезть в структуру Молдова Газ, можно найти достаточно низкие цены на газ. Сегодня газ – это такая цена, которая подлежит торговле как таковая, в зависимости в том числе от поставок. Поэтому утверждать, что вот она такая жесткая цена, вот такая на рынке, в той же России достаточно много цен на газ для разных республик, для Белоруссии, для Молдовы, для Германии, есть схемы, есть и так далее. И тем не менее, мы чему будем залезать? В фирму, которые владеют Молдавской ГРЭС. Как они получают газ? Ну, наверное, это их какая-то проблема. Наша задача, как сказал Сережа, и я с ней полностью согласен, чтобы не было двойной оплаты. Здесь он железно прав. Ну, туда лезть сейчас достаточно сложно, потому что туда никто не пустит. Какая цена? Но фраза о том, что, значит, получается цена газа, который расходуется на мегаватт, достаточно низкая, она действительно правильная, я согласен. Haideți să vedem referitor o clipă, domnul Tofilat. Domnia sa făcea referire la tender. Cum s-au desfășurat? S-au încadrat în parametri legali? Значит, mai mult sau mai... Не влезал в тендер как таковой. Значит, ну, поскольку в случае отказа одной из стороны выполнения своих обязательств, в аварийных ситуациях можно рассмотреть вторую цену или второго участника, который был, тем более, что он дает возможности покупать по более низкой цене. Это не совсем правильно, но здесь уже дело правительства, но другого варианта, тем не менее, я не вижу. Da. Domnule Tofilat, astăzi citeam în presă despre faptul că grație acestui contract centrala de la Cuciurgan a scăpat de faliment, nemai fiind nevoită să închide două din cele trei blocuri de producție a energiei. E așa? Presupun că da. Deci, iarăși, sunt documente oficiale publicate chiar de regimul separatist de la Tiraspol. Iată, spre exemplu, anul trecut, în luna iulie, guvernul separatist a publicat prețul gazului cu care este vândut de la Tiraspol Transgaz către centrala termoelectrică de la Cuciurgan. El asigură doar 30-40% din costul real a gazului. Acești bani sunt achitați de noi, pentru că noi cumpărăm energie de la centrala Cuciurgan. Acești bani pleacă mai departe la Tiraspol Transgaz și am arătat mai de mult documente că acești bani ajung în bugetul separatist. Deci gazul este livrat încă o dată de la Tiraspol Transgaz, dar el îl primește de la Moldova Gaz și nu îl plătește. Deci noi acumulăm această datorie. Nu vine gazul acesta la centrala Cuciurgan din Cosmos sau direct de la Gazprom. Nu. El vine de la Moldova Gaz și toată datoria se acumulează acolo. Sunt documente, numai ce le-am arătat. Deci este un fals. Contractul între Gazprom și Moldova Gaz permite ca noi, de fapt, să plătim costul gazului direct către Moldova Gaz. Nu să le dăm în Transnistrie. Deci lucrul acesta nu ne se comunică de către autorități. Din potrivă, ceea ce s-a întâmplat semnifică un singur lucru, că noi, sprijinind regimul separatist și acumulând noi datorii față de Gazprom, de fapt, îndatorăm și mai mult Republica Moldova. Și nu, nici de cum nu întărim independența acesteia și nu putem să scăpăm de această dependență și energetică și cu datoria la gaz,
Și asta va crea mari probleme în procesul de integrare europeană, în procesul de dezvoltare a țării în genere. Ну, мы будем предлагать, я понимаю так, что если нас включить в согласительную комиссию, Сережей, в случае федерализации Молдовы, то мы очень попросим Игоря Николаевича, чтобы как бы учли все наши пожелания и значительно сократили задолженность, в том числе Приднестровье. Я думаю, что такой путь тоже возможен. Поэтому сегодня говорить вот 6 миллиардов и так далее, ну, оно... Не совсем корректно. Нужно разобраться, кто кому чего должен. Да, согласительная еще... комиссия должна работать и смотреть. Еще не вечер. Но сегодня жить надо сегодня. И лампочка у вас должна гореть сегодня, если вы хотите продолжать передачи. Поэтому нужно так, как произошло. И это правильно. Exact. Da, eu nu aș avea nimic împotrivă dacă se întâmpla acest lucru și dacă autoritățile ne informau că, stimați concetățeni, Ucraina nu ne poate livra energie, iată, avem confirmare oficială, nu credeți că noi vă mintim sau vă inducem în eroare și noi suntem nevoiți să luăm de acolo, de la centrala, de la Cuciurgan, că nu avem alți furnizori. Eu atunci înțelegeam și nu avem întrebări. Eu atunci eram să presez autoritățile să facă mai repejor interconexiunea cu România, că noi să nu mai acumulăm aceste datorii. De altă parte, este problema. Dar, dar e posibil acest lucru cu România? Domnul consilier se arăta un pic rezervat. Nu, asta durează în timp și necesită investiții. Pe de altă parte, prin procurarea energiei de la centrala termoelectrică moldovenească, din Cuciurgan, noi, după cum am spus, contribuim la finanțarea regimului separatist. În ultimii 10 ani, din contul procurării energiei, în bugetul separatist au ajuns 1,26 miliarde de dolari, asta e cam o treime din toate cheltuielile acestui buget separatist. Deci, noi, cetățenii Republica Moldova, am contribuit la bugetul separatist cu 35% din toate cheltuielile lor. Deci, da. Există o problemă... Mai avem un minut, ne spune regia. Da, da, ok, exact. Există o întrebare deci, pe care probabil va fi acordat cont... toți. Energia electrică urmează să se ieftinească? Рамини сидячи до Андрею, надо сказать, что, значит, условия, ну, во-первых, конечно, Финоса захотела бы получать какую-то дополнительную прибыль. Во-вторых, условия изменения тарифа, есть такое, дай бог мне памяти, в случае изменения до 3% годового, это самое, тогда меняется. Если вот эта цена будет меньше 3%, то нет условия изменения тарифа. Если она выходит за эти пределы, то тогда, конечно, нужно было бы рассуждать... 3% din toate costurile și... Din toate costurile, legal, trebuie întâi operatorii să depună cereri la Andrei și Andrei timp de 6 luni are dreptul să examineze. Da, avem siguranța că până în 31 martie 2018 prețurile se vor menține? Da. Что, значит, цена будет такая, как договорились по вот этим контрактам. В любом случае, Молдавская ГРЭ в случае непоставок с Украины, она перекроет эту проблему, я думаю. И если заканчиваем, то надо сказать, что тендера нужно играть правильно. Сережа здесь говорит, более прозрачно, здесь тоже согласен. Но другого пути, кроме Украины и Молдавской ГРЭ, у нас нет. Поэтому надо между ними находить, играть, что подешевле, смотреть, где брать больше, где играть меньше. Но путь только один. И дальше смотреть еще возможности взаимоотношения с Румынией, но это дополнительные затраты, как я сказал, это инверторы, это линии, это надолго и дорого, пока у нас нет таких возможностей. Там и цена в разы дешевле. Domnilor invitați, pe această notă sunt obligat ca să pun punct emisiei de astăzi. Vă mulțumesc pentru amabilitatea de a ne onora cu prezența în studio, vă mai aștept și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, a fost Reflectura Analitică, în numele întregii echipe, vă mulțumesc pentru atenție, o seară bună alături de noi.